Noi acuzații în cazul morții afroamericanului George Floyd, după ce Derek Chauvin a fost găsit vinovat pentru decesul lui Floyd luna trecută. Acum, alți trei polițiști care se aflau la fața locului sunt anchetați pentru încălcarea drepturilor constituționale și complicitate. Polițistul în vârstă de 45 de ani este acuzat că l-a omorât pe George Floyd după ce l-a imobilizat și i-a pus genunchiul pe gât în timp ce Floyd și-a pierdut cunoștința și a murit câteva minute mai târziu. Pe 20 aprilie, 12 jurați din statul Minneapolis au decis că polițistul Derek Chauvin este vinovat în toate cele trei capete de acuzare. Decizia a fost luată după 3 săptămâni în care au fost interogați 45 de martori. Verdictul rar în care un polițist e acuzat de omor este considerat o adevărată victorie pentru lupta împotriva rasismului. I think that his death in our country, I've said this before, was an inflection point that we either go to master this original sin of racism in this country and is yet to be United States or it's going to master us. Apropiaților lui Floyd nu le vine nici acum să creadă ceea ce s-a întâmplat. The catalyst of it is just because it was so horrific. You know what I mean? For him to sit up there and put his hand in his pocket and put pressure down, and my little brother had then died at 6 minutes. You stayed on there two more minutes and 46 seconds after he passed. So you really wanted him all the way dead. So that's why everybody is so mad at this whole situation. Derek Chauvin își va afla sentința finală pe 25 iunie. Ceilalți trei polițiști vor fi judecați în luna august alături de Chauvin, care riscă astfel o sentință în plus. Toți patru sunt acuzați de faptul că nu i-au acordat afroamericanului Floyd primul ajutor.